Vorbim în cele ce urmează cu Radu Țincu, medic primar, terapie intensivă și toxicologie, despre una dintre cele mai răspândite știri false de la începutul pandemiei. Domnule Țincu, bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, cu plăcere! Domnule Țincu, sunt mulți cei care privesc boala provocată de SARS-CoV-2 drept o banală răceală. Ce diferențiază COVID de un guturai, de pildă? În primul rând, atunci când a apărut, era un virus nou, total necunoscut pentru întreaga lume medicală. Nu aveam posibilitatea de prevenție, nu exista un vaccin și nu aveam nici posibilitatea de tratament a acestei maladii. Pe de altă parte, ceea ce a fost specific a cuprins întreaga lume aproape simultan, ceea ce nu se întâmplă cu celelalte boli respiratorii. Și nu în ultimul rând, trebuie să vedem și mortalitatea, care este mult mai ridicată comparativ cu alte viroze respiratorii. Ne amintim, doar în valul 4 au fost peste 400-500 de oameni decedați în fiecare zi. Principala diferență a constat în toate aceste elemente. Domnule doctor, mulți dintre cei care au făcut deja boala spun că au avut o formă ușoară și că au trecut fără probleme peste moment. Chiar dacă boala se manifestă ușor, COVID reprezintă un risc inclusiv pentru o persoană fără alte probleme de sănătate. Aș vrea să lămurim acest aspect. Așa este, într-adevăr, mare parte din populație a dezvoltat forme ușoare de boală, însă cred că reprezintă un joc periculos asemănător ruletei rusești să crezi că vei face o formă ușoară de boală. Nimeni nu-ți garantează nici tinerețea și nici lipsa altor patologii cronice asociate că vei dezvolta o formă ușoară de boală. Pe de altă parte, cei care au dezvoltat forme severe și care au supraviețuit au rămas cu anumite sechele în sfera neurologică, cu o stare de oboseală psihică. Mulți dintre ei nu și-au mai putut desfășura activitățile cotidiene la fel ca înainte de boală. Și nu în ultimul rând sunt cei care au rămas cu sechele pulmonare. Au venit la spital fără niciun fel de problemă pulmonară, dar după vindecarea de COVID-19 au rămas dependenți de un aparat de oxigen la domiciliu, care în mod clar le-a afectat calitatea vieții. Domnule Țincu, ce le spunem oamenilor care au făcut COVID, nu au avut mari probleme de sănătate, iar acum spun că nu vor să se vaccineze? Că nimeni nu le garantează că o nouă îmbolnăvire, după o perioadă de 6-8 luni de zile cât durează imunitatea determinată de COVID-19, nimeni nu le poate garanta că o nouă contaminare va fi în același sens și că va fi o formă ușoară de boală. Este evident că cea mai bună posibilitate de a ține în frâu această maladie este prevenția. Iar la acest moment, prevenția se realizează prin vaccinare. Un vaccin care a fost administrat la peste jumătate din populația globului. Avem aproape un an de administrare continuă, neexistând raportate reacții adverse importante. Domnule Țincu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în Telejurnal și pentru explicațiile oferite.